Un proiect de 5 milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană, ar putea fi implementat la Roman. În principiu, șansa ar fi să se construiască o fabrică de prelucrat deșeurile din materiale de construcții. Asta ar însemna rezolvarea unor probleme de infrastructură, dar în același timp și alocarea unor locuri de muncă. În acest proiect avem parteneri și pe ADR Nord-Est, care, așa cum spuneam, sunt parteneri în acest proiect. Este un proiect trivalent, care folosește o noțiune nouă de economie circulară, care este susținută de Comisia Europeană. Este un proiect la care lucrăm de la începutul anului. Proiectul de hotărâre aprobat de consilierii locali ce prevedea pe bani europeni înființarea unui centru de prelucrare a deșeurilor provenite din materiale de construcții a fost aprobat de consilierii locali. În principiu, putem obține o finanțare de 5 milioane de euro. Este vorba despre amenajarea unei zone de depozitare și prelucrare a deșeurilor din materiale de construcții. După cum știți, într-o ședință anterioară, noi am aprobat cumpărarea unui teren de 9.000 de metri pătrați. Noi, acolo în zonă, mai aveam încă 16.652 de metri pătrați, proprietatea primăriei. Am achiziționat un teren adiacent de 9.000 de metri pătrați, astfel avem acolo circa 2,5 hectare. Mai bine de 2,5 hectare. Centrul de prelucrare a deșeurilor va duce la eliminarea acestora de pe câmpurile din zona Romanului. Pe acest teren, noi vom înființa o bază de depozitare a deșeurilor provenite din materiale de construcții. Așa cum vă spuneam, nu există în Roman și nici în jurul Romanului, în niciun oraș, un astfel de depozit. De altfel, ați putut vedea și dumneavoastră în oraș, în zonele periferice, dar și în zonele periferice a comunelor și chiar de-a lungul drumurilor naționale și județene, depuneri ad hoc de deșeuri provenite din materiale de construcții, din demolări și așa mai departe. Conform datelor prezentate de primarul Laurențiu Leureanu, este vorba despre 3 subproiecte: înființarea de panouri fotovoltaice, a unui centru de prelucrare a deșeurilor și folosirea noilor produse rezultate din prelucrarea deșeurilor de materiale de construcții. Această locație va întregi o bază în care vor fi 3 padocuri de depunere, 2 de câte 800 de metri pătrați și unul de 600 de metri pătrați. Vor fi amplasate pe 5.500 de metri pătrați utilaje pentru concasare, din care vor rezulta materie primă din nou pentru construcții, adică o reconversie. Materiale mai grosiere care vor fi folosite pentru fundații de drum și materiale mai fine care vor fi folosite pentru semifabricate, borduri, Bolțari, Pavele. Se va construi un centru de prelucrare a deșeurilor provenite din materiale de construcții și care va oferi locuri de muncă pentru locuitorii din strada fabricii. Edilul spune că proiectul, pentru a deveni eligibil, trebuie să conțină această componentă socială. Tot acolo, așadar, vom construi o fabrică care va face aceste produse, aceste semifabricate din deșeurile prelucrate și tot în acea zonă vom amplasa pe 16.652 de metri pătrați un câmp de fotovoltaice care vor asigura prin energia produsă funcționarea utilajelor din această platformă industrială. Conform proiectului, cu materialele de construcție produse în acest centru, se vor reabilita și extinde camerele din locuințele sociale pentru populația săracă din strada fabricii. Aceste semifabricate care se vor produce aici le vom folosi atât în dezvoltarea urbană, în infrastructură, în municipiu, cât și într-o altă zonă de acțiune, un al treilea element. Deci avem aici folosirea energiei verde, panouri fotovoltaice, avem partea de economie socială, depozit, plus prelucrarea semifabrică deșeurilor din materiale de construcții și un al treilea, intervenția într-o zonă defavorizată a municipiului Roman în strada fabricii, acolo avem 4 blocuri care au fost amenajate cu 13-14 ani în urmă și sigur s-a făcut ce s-a putut atunci. În momentul de față, din punct de vedere a condițiilor sociosanitare, ele nu satisfac nici condițiile, nici dimensiunile,
drept pentru care ne-am propus reconfigurarea lor. Primarul Laurențiu Leureanu spune că locurile de muncă din fabrica ce va prelucra deșeurile din materiale de construcții, dar și utilizarea prefabricatelor se vor adresa pentru necășiții din satul Olimpic. Și anume, acolo avem 4 blocuri în care în medie există către 50 de locații. Prin reconfigurare, în fiecare vor fi 44 de locații sociale, fiecare va conține un vestibul, o baie cu chiuvetă, WC și duș, o chicinetă pentru pregătirea mâncării și o cameră foarte mare pe care cei de acolo și-o pot și compartimenta pentru un glasvan dacă vor dori. Practic, materialele reinventate vor fi utilizate pentru a construi, pe lângă cele 4 corpuri de clădire din strada fabricii, un grup nou de 22 de locuințe pe 3120 de metri pătrați. De asemenea, vom construi un corp nou de clădiri cu 22 de locații, astfel încât pe parcurs să putem transfera din zonele în care intervenim locatarii. Materialele pe care le vom folosi acolo sunt tocmai aceste materiale pe care le vom produce în această fabrică, astfel încât să creăm un sistem integrat de susținere și dezvoltare durabilă urbană a zonelor defavorizate, așa cum prevede și tema acestui proiect. Joi 31 martie, proiectul a fost depus la Bruxelles, iar pe data de 30 octombrie este termenul limită pentru evaluare, ce va conține inclusiv o vizită în teren a Comisiei Europene. Suma ce poate fi obținută este de 5 milioane de euro, din care 20% este cofinanțarea orașului beneficiar.